Ronnie revine în arenă, mai are nevoie de un singur joc pentru a câștiga pentru a treia oară în carieră Openul galez. S-a mai întâmplat în urmă cu 10 și 9 ani la ediția 2004 și 2005. Este ultimul joc din prima repriză a sesiunii decisive. Dacă va fi să-l câștige Ronnie, finala s-a încheiat. Dacă nu, vom avea acel interval de pauză de 15 minute, după care cei doi vor reveni în arenă pentru jocul cu numărul 13, o lovitură de deschidere din nou ratată de Ronnie. Frumoasă ștergere a pachetului pe latura stângă, așa cum ne uităm noi la el. Da, inițial a vrut să joace o altă bilă roșie, cea mai apropiată de buzunarul drept, și să ducă bila albă în spatele bilei galbene. Dar s-a răzgândit în ultimul moment. Nu e bine, nu e deloc bine ce-a făcut Ding. Ratează? Nu. Dar n-a fost curată lovitura. Da, a deviat un pic în partea dreaptă atunci când s-a apropiat de bila roșie. Mă refer la bila albă. Atenție, nu știu dacă are loc pe punctul ei de repoziționare și ca urmare va merge pe punctul bilei albastre. Nu îl deranjează. A jucat pentru acest unghi spre mijlocul mesei la această bilă roșie. Acum va debloca punctul bilei negre, iar bila neagră va fi repoziționată. Să fie oare ultimul joc? Stai că spun. Hai că stau. Nu plec nicăieri. E mai greu cu bila neagră. Doar cu bila neagră. Pentru că bila albastră nu se află pe punct. Iar bila roz deocamdată este blocată. E mai greu să câștige jocul dintr-o singură vizită la masă. Zici tu? Stai că spargi acum și... N-am spus că e imposibil. Acum ar fi un moment bun, un unghi favorabil să spargă pachetul. Da, nu l-a spart, a mai desprins o bilă roșie, a mizat pe bila roșie la buzunarul stâng. Eu cred că vrea să închidă și cu break de 147. Uite. Ar fi senzațional. Ar fi al 12-lea break maxim din carieră. Ar deveni jucătorul cu cel mai multe break-uri maxime. Excelent, a spart pachetul. Hai că joacă, spun eu. Are chef de joacă. Nu se gândește să câștige meciul, el vrea break-ul de 147 acum. Pila roșie din jumătatea inferioară îi creează singurele probleme. 57.
8 cu 8 deocamdată, prieteni. Pe Mark Selby l-a învins în joc decisiv cu break maxim. Da. Într-o semifinală. Și a pierdut la Stephen Hendry în joc decisiv într-o semifinală a campionatului Regatului Unit. Da, da, da. Așa e. A, ce... Dar făceau probe de microfon, da, 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 pentru festivitatea de premiere când omul încă nici măcar n-a câștigat meciul. Știi cum e? Dacă eram în China, înțelegeam. 65. Totuși. Hai, Roni. Încă puțin praf de magie. Acest moment 75 maxim disponibile cu 72 diferență, bilă de meci și turneu pe care o reușește Roni. De acum să ne concentrăm, prieteni. Nu foarte tare, concentrarea maximă vine de la Roni. Ce bine ar fi fost dacă nu ar fi avut bila roșie din jumătatea inferioară. Ar fi fost prea simplu break-ul, Sandy. Da. Dar să știi că dacă aduce bila albă la aceeași distanță de mantă cu bila roșie, lovitură executată cu retur și cu mâna stângă îi duce bila albă exact la bila neagră. Al 8-lea break de peste 100 de puncte al turneului, al 733-lea al carierei, la distanță de doar 42 de break-uri de recordul tuturor timpurilor. E, hai că asta chiar era singura variantă, exact, să vină prin partea dreaptă a bilei negre, prin stânga nu mai avea acum. Hai. Acum e. Puțin praf magic, altfel nu se poate. Mai aproape trebuie. Nu, e bine așa. Mâna stângă. Dar trebuie să o încet. Fără încurajări. Este! Ia-s. Îl avem sau nu? Așa ar trebui. Nu-i place. Prea... 3 centimetri prea mult a rulat Bilal. Așa. De la bila albastră la bila roz. Știi cum? Până la urmă și Dingă a scăpat bila albă aici. Este. Excelent, a recuperat poziția bila albă. Lasă senzația acest om că poate face oricând. Ce kick a fost, dar las că e mai bine așa. Da, a rămas cam departe de Bila Roz. Da. Și băiatul ăsta pretinde că este un part-timer. Adică se antrenează când poate și pe unde poate, da? Cu mâna stângă, fii atent. Cu mâna stângă, hai, Ronini. Hai, istorie, fabulos. Excepțional. Nu, restul vă lăsăm pe voi, prieteni, să savurați aceste momente. Chiar cuvintele nu și-au rost. Așa ceva nu ți-o dat să vezi în fiecare zi. Așa a vrut să termine. Ce e mai grav? Că poate să pună în practică ce își propune.